Da, mutatul la țară este în felul următor. Aming. Nu, deci sunt ca, deci, nu, casă fără gaz, 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 casă, nu știu ce e cu casa asta. Deci au apărut fie cu lot foarte mic, fie în sate fără gaz. Mă uit constant. Constant mă uit, dar roata e Făgăraș, unde care nu mă interesează, sau un sate fără gaz. Și la fel, nu mă interesează. Deci fie lotul e prea mic, 300 de metri, 500 de metri și nu vreau că e prea mic lotul, vreau minim 1000 de metri, sau în sate unde n-ai ce face. Știi? Și degeaba cumpăr, nu mă ajută. Nu mă ajută cu nimic. Și Făgărașul momentan este prea departe de mine. Da, nici nu arată, e din cărămidă, dă-le dracu, toate astea se schimbă, toate astea se schimbă, toate astea se schimbă. Tai aici un picuț ca să nu mai absorbă o mezeală, că de-aia a putrezit așa, refaci, da, foarte frumos. Uite, casa cărămidă, e micuță, e ok, nu știu, 30.000 de euro, curtea de 1000 de metri pătrați. Super tare, foarte, și prețul bun, dar e departe. E departe pentru mine. Nu, 60 de kilometri mi se pare departe. Nu, astea cu să vreau sate, să găsesc teren, nu vreau. 7 de metri pătrați, 20. Nu este un tablou, este o imagine reală. Suntem în Zărnești la o proprietate extraordinară cu un teren de 4.727 de metri pătrați și o priveliște care costă 1.000. Deci este nefinisată odată, a doua oară ferestrele foarte mici, a treia oară de ce e iarba asta pe aici așa? Pe aici spatele, o fi umbră și de-aia. Proprietatea are două nivele. Îmi place rochia doamnei. Dar e măritată, nu fiți porci, da? Nu fiți porci. Are 8 dormitoare dintre Două nivele, doamnă. Nu două niveluri. care 7 au băi proprii. La fiecare etaj are... Ok. Deci nu are parcări. Uitați-vă aici. Simplu. Foarte greu cu parcarea. Din nou. Mamă, ce mișto e rochia asta. Oare încap și eu în ea? Are două niveluri. Are 8 dormitoare dintre care 7... Uitați aici. Deci este pus, te-ai terasat cumva ca să poți să vii cu mașina aici, să parchezi, să... șapte au băi proprii. La fiecare etaj avem câte o baie comună, living spațios cu bucătărie. Iar prive... Deci sunt 8 camere, adică baie comună. La fiecare etaj avem câte o baie comună, living spațios cu bucătărie. Iar priveliștea este superbă. De la fiecare geam se vede o priveliște care costă toți banii. Curat. Bine, lasă asta, costă toți banii. Deci sunt 8 camere pe două niveluri. Probabil că se închiriază la familie și stați, nu știu, sunt 4 camere pe nivel, la modul, doar pentru grupuri. Că n-are cum să fie cu baie comună, pensiune cu baie comună. Deci doar pentru grupuri. De peste 5% și recuperarea investiției în 10 ani, o afacere foarte profitabilă în Zărnești, lângă Plaiul Foii. Dacă este o afacere foarte profitabilă și dacă poți să-ți recuperezi investiția în 10 ani, de ce o vinde? Exact. Nici mai contează. Nu mai contează nimic. Dacă dorești mai multe informații sau detalii, poți să mă suni la acest număr de telefon. Foarte drăguță, doamnă. I'm not gonna lie, dar m-am uitat la chestia asta, teren pretabil pentru investiție este de nu se poate. La preț de apartament. Sunt pentru rezidenți 114.900. Te invit să o vizionezi. Hai să ți-o prezint. Jos. Te invit să o vizionezi. De ce sunt treptele astea aici așa? Treapta asta nu are ce căuta, trebuia distrusă în momentul în care ai pus pavelele. Și de ce sunt, uitați, sunt foarte multe, e foarte încărcată fațada. Și stai puțin, stați. Cutia poștală e aici? Da. Hai să ți-o prezint. Jos, holul de intrare, spațios, oglindă, cuier. Poți mai amenaja aici ce-ți dorești tu. Scările care duc spre dormitoare și spre dressing. În partea stângă avem bucătăria. Foarte cozy, după câte observi. Cozi înseamnă mică. Cum ar fi să-ți bei? Stai. Uitați-vă, cilișica. Orice ai face în bucătărie, ești vecin cu vecinul. Și de ce e asta aici? Asta o am și eu, dar la mine casa e făcută în 2000. De ce e asta aici?
Senzorul de gaz este aici sus. Deci nu, uitați-vă în continuare pe geam. Eu aici am impresia că s-ar putea să fie bloc. Foarte cozy, după câte observi. Da. Uitați aici. E bloc. Altceva care, din nou, de ce doamna are pălărie în casă? Nu vă spărați. De ce are pălărie în casă? Cum ar fi să-ți bei aici cafeaua dimineața? Suntem pe sud. Ok, n-are și... Unde este aragazul? Ăsta aragazul, unde este frigiderul? Unde e frigiderul în bucătăria asta? Lumina la... Ok. 1, 2, cam 2 metri jumate. 3 metri pe 3 metri. Naturală, avem și mașină de spălat. De ce e mașina de spălat în bucătărie? Aici, perete, perete, aici, cot, 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 e oribil. Frigider, congelator, cuptor și centrală. A, uite-mă că era după ușă. Livingul ți-l poți amenaja după cum îți dorești tu. Nu cred. De ce ai spune așa ceva? De ce ai spune așa ceva? Nu știu eu asta? Sunt prost și nu știu că îmi pot amenaja living-ul cum vreau eu? După câte observi, avem suficient. Foarte mic, odată, a doua oară, prize foarte puține. Spațiu pentru a-ți face noul tău acasă aici. Iar lângă, dacă îți vin musafirii, este și un WC de serviciu. Sus avem. Test record printre calorifer și astea trei puse așa și la fel aici, uitați-vă și voi, deci sus, jos, sus. Cineva și-a bătut joc de ei, cineva și-a bătut joc de ei, cineva și-a bătut joc de ei și cu gresia asta lucioasă. Cineva și-a bătut joc de ei. Dormitoarele, după cum ți-am spus, și baia cu cadă, aerisire naturală. Dormitoarele sunt poziționate față în față, deci avem intimitate. Este o Cineva se fute. Avem intimitate. Casă perfectă pentru o familie cu copii, din punctul meu de vedere. având două dormitoare, de ce zici copii? Aici avem dormitorul mare. Ok, hai că ai loc să te dai jos din pat, stânga-dreapta. Mobilat, frumos, cu gust, iar vis. Ok, deci ai loc de două comode și de chestia asta care nu e loc de șifon, e... Asta e tot? Stați un pic să mai tămată. Nu știu dacă încap hainele la două persoane aici. Mare, mobilat, frumos, cu gust, iar Și loc de televizor. vis-a-vis celălalt dormitor. Același lucru, e la fel. Este mobilat la fel, dar în alte culori, după câte au observat. Aici, dacă e copil, hai că încap hainele aici. Dar la doi adulți în chestii... Și la fel. Păi ce căcat este ăsta aici, așa, pe perete, în colțurile astea? Ce-s cu colțurile astea aici? Vi-l puteți personaliza după cum. Ok. Unde punem biroul copilului, că trebuie să-și facă temele? Unde punem biblioteca și caietele și astea? Unde le punem? Ok, înțeleg că aici punem televizorul, aici haine. Unde punem asta? Doriți? Lângă dormitorul de pe sud-est avem și dressing-ul. E, hai, ok, hai că am vorbit. Dar e micuț dressing-ul ăsta. Adică, ok, hai că el își ține hainele în șifonierul din dormitor și ea și le ține... Mamă, mamă, ce culori! Mamă, știți care sunt culorile alea care voi ziceți că nu v-ați spune niciodată așa ceva în casă, niciodată atunci când mergeți să vă luați gresia? Uitați-le aici. Astea sunt. Știi, când te uiți, bă, ți-ai pune culorile astea vomitive aici. Niciodată. Uitați-le cine le cumpără. Uitați-le cine le cumpără. Adă, aerisire naturală, după cum v-am spus, surprins. Ok. Vă spați. Cum deschid chestia aia? Cum deschid fereastra aia? Aerisire naturală, după cum. O fi din aia cu telecomandă, că altfel nu știu cum ajunge acolo cineva. Cum v-am spus, surpriza acestei proprietăți este minunata terasă de 16 metri pătrați. Toți oamenii își scot iarba asta după 3 luni și își pun mochetă peste, că e, adică, trebuie să-ți iei trimmer ca să îndreții chestia asta și pentru doi de ăștia, nu.
Cea mai ieftină gresie, de ce este? Adică, tu, ce, o să stai aici să faci grătar, să-ți bei și când ieși la stradă, uitându-se rezidențial în partea asta, rezidențial în partea aia, să uită... Unde îți poți savura cafeaua, îți poți supraveghea copiii, parcul fiind chiar aici, deci dacă sunt mai mari poate să fie chiar gardul. Și avem și spațiu verde unde putem amenaja un grătar, ne putem primi, pune flori, ne putem... Faci teren de fotbal în grătar, în grădina aia. La vecin, vecinii s-au făcut foarte frumos în curte. Această proprietate vă așteaptă cu drag să fie noua voastră casă. Iar eu, pentru mai multe detalii, vă aștept cu un telefon la 07914. Nu vreau să fiu rău, dar este, adică e ceva în neregulă. E ceva în neregulă cu mine. Asta e primul lucru. E ceva în neregulă cu mine. V-am povestit. La două vizionări la care am fost, din multele pe care le-am făcut înainte să-mi iau casa asta, doamnele m-au primit în tricouri semi-transparente și fără sutien. Și să mișcau libere. Nu erau, știi, tari și ferme și stăteau să și siliconate. Erau... De ce ai venit în pantalon? De ce ai, știi că filmezi? De ce în pantaloni ăștia? Nu ți-a spus nimeni cât de odios arată pantalonii ăștia? Doamne, e foarte drăguț, e foarte prezentabil, a vorbit foarte frumos, mă rog, un picuț de trag de camere se întâmplă tuturor. Ia să vin la doamna asta. Ne aflăm în Terlângen cartier, Izvor, la o casă cu un teren de 350 de metri pătrați, cu 3 dormitori. Ca să vă faceți o idee, cartierul Izvor din Târlungeni este destul de aproape de centura Brașovului și este un cartier de oameni modești. Adică acolo s-au dus oamenii care nu și-au putut lua de capul lor un teren și sunt terenurile foarte mici, sunt înghesuite, sistematizarea e praf. Și da, uite aici, 300, adică să înțelegem, terenurile erau 250 de metri, aici 350 de metri e mult. Dormitoare, un living generos, open space cu bucătărie. Haideți să vă arăt. La doar 210.000 euro. 210.000 de euro în Izvor. Avem intrarea principală. Proprietarii sunt pe plecare. Sunt pe plecare. Destul de spațioasă. Și au făcut chestia românească. Când am cumpărat casa asta, gresia era de toate tipurile. Gresia din bucătărie și păscări este aceeași. Am păstrat-o că soția m-a dat să termină, bă, hai să termină dracului odată și am păstrat-o. Arată, mi se pare că arată oribil. La un moment dat a spus, bă, oricum, dă-o recu. În hol, în holul din față, cam două intrări, în față și în spate. În holul din față, o gresie de un tip. În holul din spate, gresie de alt tip. Și am făcut chestia omenească. Zic, în holul din față, spargem și punem parchet. Toată lumea, mai puțin curierii care vin la mine, în rest toată lumea mi-a zis că nu, cum să pui parchet în hol, că intri, nu. Și am un covoraj pe care te poți șterge, că aici e zonă ploioasă și zăpadă așa, și am tăvițe. Și este parchet, holul este aici lângă mine și este aceeași nuanță de parchet în toată casa. Aici avem living-ul destul de spațios. Nu vă las niciodată din asta de sticlă pentru că se sparge. Adică între a avea lemn și a fi lipsit de grijă și a avea sticlă și tot timpul să fii grijului să nu spargi sticla, două morți măsii de sticlă. Împreună cu bucătăria, a, după cum vă spuneam, casa este... Se vede, uitați-vă, știi ce? Uitați-vă numai la poza asta. Se vede că parchetul este de la care o să-i se ridice colțurile, că e de la o luat cel mai ieftin parchet. Se vede din poza asta. Se vede din poza asta. Nu trebuie să mergi mai departe. Este poziționată pe partea de sud și atunci avem toată ziua iluminată casa natural. Și un aspect extrem de important, vitamina D pe tot parcursul anului în Brașov. Ok, unde este, scuzați-ne, unde este televizorul? Din bucătărie ieșim pe terasă. Stai să nu mai temată, unde e televizorul din sufragerie? Ia. Aici avem living-ul destul de spațios împreună cu bucătăria. După cum vă spuneam...
Ok, hai că poate e pe peretele ăsta altă și nu vedem. Casa este poziționată pe partea de sud și atunci... Nu e cămară. Nu e cămară slăși de bara, unde să pui borcanele cu chestii, unde să pui un mop și alte astea. Orice gospodine știe chestia asta. Atunci avem toată ziua iluminată ca... Mobila arată frumos, not gonna lie. Casa natural. Și un aspect este extrem de important, vitamina D pe tot partea. Ah, ok, aici e un perete, deci în sfragerie, unde e televizorul? Pusul anului. Aici e un perete, pe partea asta altă perete, deci nu e televizor. Din bucătărie ieșim pe terasă. La fel, iarba, praf, praf și pulbere. De pe terasă ieșim în curte. Ok, știți că ziceam data trecută. Uitați-vă aici. Și aici alea asta are, nu știu, 70-80, poate chiar un metru. La aia când ne-am uitat alu priză, alea era atâtica. N-aveai loc o persoană să treci pe ea. Aici e o alee civilizată. Da, uite, iarba în partea asta e mai... dar tot e neîngrijită. Și ajungem la intrarea principală. La etaja... ce trebuie aici? Și ajungem la... ah, e câinele, ok. Intrarea principală. La etaj avem 3 dormitoare. Haideți să vă arăt. Avem primul dormitor cu ieșire la terasă. Da, deci, exact. Birou aici probabil pare machiajele, doamne, dar trebuie să aibă copilul unde să-și facă teme. Televizor ridicat sus, frumos, economisește spațiu. Patul, mititel sau mi se pare mie? Geamuri termopane. Oh, filmează chiar o doamnă, drăguț. Geamuri termopane. Și priveliștea este care? Curțile vecinilor. Care-i priveliștea? Curțile vecinilor. V-am mai arătat și vă mai arăt. Poate sunteți unii care sunteți noi aici. Deci aici a existat o discuție. Aici a existat o discuție între vecini. De aceea, uitați-vă și voi. Deci este gardul făcut până sus. E gardul făcut până sus. Avem dormitorul 2, iarăși cu... aici e o canapea. Asta e o canapea, uitați-vă la, e odicei o canapea și sunt preuncitare că nu sprizele unde trebuie. Biroul ăsta meschin de mic. O ieșire pe terasă. Dormitorul 3. Ce? Asta e mai măricel. Acesta cu ieșire pe terasă. Unde își ține copilul orice? Unde își ține copilul orice? Hainele și le țin la astea două, patru dulăpioare și două sertărașe? Geamuri termopane, de sus până jos. Avem aici un... uitați-vă un pic, sunt 2 metri și după care te uiți în curtea vecinului. Chestia asta mie mi se pare o mizerie, adică... îi spui vecinului, vecine, nu e ok să stai în balcon și să ieși, să fii în curtea mea. Dacă înțelegi omenește, bine. Dacă nu înțelegi omenește, gardă 8 metri și te uiți la gard. Nu se poate și tu să stai în balcon și să te uiți la mine în curte. Poate vreau să stau în curul gol, că stai în curte. Apartament, asta vreau să văd, apartamentul în centru istoric. Și după aia, casă deosebită în schei. Alex, ce faci? Uite, la o cafeluță. Ți-am arătat apartamentul nou lui Sorin? Nu. Nu? Hai să ți-l arăt, că ne așteaptă deja. Salut, Sorin. Salut. Ce mai faci? Bine, voi? Uite, am venit să îți vedem proprietatea, am înțeles că ai aici. Dacă tot ați venit, haideți să vă prezint. Ha. O cameră de zi, living-ul. Masă. Arată super. Arată super, nu? Da. Haideți și în dormitor, care e mai superb, o să vă placă mai mult. Okay. E fain, mai ales pentru centru istoric, combinația de culori și... ok. Deci doar un singur șifonier. De design arată splendid. Da, e un apartament cu bun gust. Arată foarte bine. Arată calitativ. 42 de metri pătrați utili. Ok. Okay. Aici avem hall-ul pe unde ați intrat și voi, cu bucătărie, mașină de spălat, aici se poate găti și în baie. Vă rog. Super, Sorin.
Cum ai spus și tu, centru istoric, o zonă foarte bună, o zonă foarte căutată. Deci intrarea este asta, centrala este sus, nu există nicio debară, nimic. Ce părere ai? Mie îmi place foarte mult, o să-i anunț pe toți colegii mei și pe toți clienții pe care i-am avut până acum de centru istoric pe acest apartament. Și foarte important, îți vrem și ție părerea în comentarii. Spune-ne ce crezi despre acest apartament. Mulțumim! Să facem treabă! Mersi! Și-a întrebat cineva aici preț și au zis nu, pentru mai multe, cum voi nu vedeți, preț, pentru mai multe detalii. Deci un apartament de 40, cine, deci, bine, pentru un student sau pentru un tânăr, așa, merge, știi că e student, că stai în centru, că combini gagicuțe și le duci la apartamentul tău, e foarte ok. Dar după aia când trebuie să strângi, să pui tu două chestii și un mop, n-ai unde să le pui. Da, ca să întâlnă, deci baia e direct în bucătărie. Nu, deci baia este în bucătăria din hol. Deci aici e hol care s-a... Aici știți sau în caz că nu știți, a fost o casă mai mare și s-a împărțit. Au venit comuniștii, au confiscat de la boieri totul și au început să împartă casele. Și aia e. Salutare, suntem în Schei, suntem pe strada Corcanilor numărul 45 și astăzi avem plăcerea să vă prezentăm o super casă cu un super teren. Atenție, o casă care este în familie de 100 de ani și a venit momentul să se vândă. O casă cu 18 metri de front, garaj pentru o mașină, acces pietonal și haideți cu mine. Și am intrat. Am intrat, o curte de acces plus acces în pivniță, avem o terasă și mergem la parter. Regim de înălțime, suntem pe subsol, parter și mansardă. Și în parter intrăm într-un antreu unde o găsim pe colega noastră, pe frumoasa noastră, Elena. Salut, Elena! Bine ai venit! 6 camere, 4 dormitoare, 2 băi, 2 terase generoase. De ce e coșul de... Mă, poate că se mută, de ce e coșul de gunoi la... Mă, așa... Și au pus e cu papucei, mă, e cu papucei, ok, papucei. Și de ce fi motivul în care e priza asta aici? La fel, de ce sunt 3-4 colțuri aici? Poftiți! Venim după un open house aici, în această casă, un super open house. Cel mai mic televizor din lume și cu covoare. House-ul înscris este mic, dar e și tot mare. Propriu și caracteristic Evolution. Remax Evolution colaborează cu toată piața. Aici avem un antreu, baie, cămară, bucătărie și bijuteria de la parter. Haide, Elena, tu ne-o prezinți. Bijuteria de la parter, cum zicea George, zonă de zi, loc de servi masa. Ce credeți voi că este această țeavă care intră în această sobă? Exact, este sobă din aia cu arzător. Și mai e ceva, este zonă de zi cu și televizorul, deci uitați-vă încă o dată. Haide, Elena, tu ne-o prezinți. Bijuteria de la... Deci televizorul este aici în dreapta, dar fotoliul și astea sunt orientate spre... Parter, cum zicea George, zonă de zi, loc de servi masa. Ai o super sufragerie cu o super priveliște. Biblioteca. Ce așa cu sobele astea? Foarte interesant că... La fel, aceeași chestie, dar soba aici este, are altă culoare. Acolo este un recamier unde doarme mama mare și biblioteca este asta. Și asta. Cu niște... Foarte interesant că avem birou. Loc de citit și dacă ni se încinge creierul, avem loc de odihnă. Un dormitor generos. Mamă, cu crucea asta aici, da, ok. Parchet de la vechi. Cu vedere în grădină. 2402 metri de teren în Schei Brașovului. Mult decât generos. Două fronturi, 18 metri la strada Curcanilor și 34 de metri la Petrofișandor. Ce avem acolo? Deci e spectacol pentru că la 10 metri de teren în Petrofișandul avem asfalt, avem utilități și iluminat public. Haideți, după noi! Acest corp de casă este construit, este o extindere făcută în 1998. Rar așa ceva, unde avem un hol despărțitor la etaj. Când vedeți
Când vedeți faza din spatele domnului care a venit de la fotbal, sunt două astea. Ori n-a avut unde să pună frigiderul ăla, ori el le-a rămas și decât să-l arunce, mai bine îl lasă acolo. Dacă i-a rămas acolo și n-a avut să-l arunce, scârțăreală. Dacă e scârțăreală, baie. Și în cele 6 camere pe care vi le-a spus Elena, nu sunt incluse aceste două. Avem un pod amenajat în stil rustic, în 2 camere, cu o super priveliște. Uitați-vă la asta. Tot stejărișul, piesă centrală, Biserica Sfântul Nicolae în centru acolo, Piața Unirii, Biserica Neagră, Cetatea Brașovului. Priveliștea este mișto, not gonna lie. Turnul alb, tot vedeți aici. Asta pe partea asta, dacă vreți să vedeți civilizație. Ce avem acolo? Haideți să vedeți ce avem aici. Livadă, pomi, pădure. Uitați-vă la această splendoare de teren. Tâmpa, verdeață multă, pădure. Râdem, glumim, dar în seara nu poți să stai. Seara dacă vii, nu poți să, știi, trebuie să fii foarte atent cum cobori din mașină și intri în casă. Știți că râd ăștia cu maidanez? Nu, fratele meu, deci sare ursul în curte. Dure, aer curat, aer tare, cum ar fi să-ți bei? Ce căcat e scara asta așa? De ce e scara asta așa? Cafeaua pe terasa asta, în fiecare dimineață, să ieși de acolo din bucătărie și să... Dați fiindcă scaunele alea sunt unul de o culoare și altă de o culoare, nu face nimeni asta. Să-ți bei cafeaua aici, să-ți amenajezi un grătar cu toți cei dragi. Cred că e foarte fain. Mergem mai departe. Aici! Chicotea asta mică, nici ei nu venea să creadă ce proprietate superă de vânzare. Aici, ăsta e de un fel, șifonierul de un fel, ăsta e de altfel, ăsta e de altfel. La fel, le-a păstrat ca să ne arunce. Asta, mă, că le păstrăm, că mai sunt bune, mai stăm pe ele. Super dormitor! Și ce avem? De ce are cineva două fotoli în dormitor? Ce e? Spune, e cac chair. Aici? Cu un super balcon. Voilà! Uite câtă intimitate. N-ai niciun geam care să bată pe balconul ăsta. Stai și citești o carte. Te relaxezi. Cât de fain ar fi. Bucătăria. O bucătărie cu tot ce nevoie. Ce e aici, Elena? Că eu nu înțeleg, că eu sunt bărbat. La mine e cu grădina. Eu mă duc să tund pomii. Ea poate să vă prezinte bucătăria. E mobilată, total utilată. Vedere? Unde? În zona de relaxare. Cum ar fi? Să asculți cocoșii, să asculți ciripitul, să ai livada asta toată pentru tine. Nuci, meri, vegetație matură, 18 metri lățime, cea mai lată curte din schei, asta e, pe curcanilor. Știți cum îi spunem? Îi spunem grădina curcanilor. Grădina curcanilor, poți... Sincer, acum la 2000 de metri cât au să stă ca are, este foarte bine. Mi-e teamă, că o să zică un preț de la nesimțit. Asta mi-e teamă. Să faci niște curcani. Să crești niște curcani aici. Și în acest pavilion, uite-l. În care n-a stat nimeni niciodată și de-aia este așa vai morții lui, pentru că este complet nepractic și este mici cu tava, cu cafeluțe, până la ăsta care e la 300 de metri distanță. Toată lumea aș face gazebo din ăsta, nu știu cum se numește, pavilion. Așa. Și pe care își dă seama că e nepractic, știi? Să caveluța trebuie să cobori pe scări, trebuie să duci acolo, trebuie să... Toată lumea face chestia asta. De-aia, un om cu cap, eu mi-am făcut foișorul fix lângă bucătărie, trec pentru un hol, am ieșit direct în foișor. Mai sunt aia care... Unde aveți grătarul? Este acolo. De ce e acolo? Păi să nu ne afume. Păi s-a inventat hornul. Am luat o țeavă de 20 pe 20... Am pus-o în spatele grătarului și mi-a făcut horn care să treacă de casă. Să nu mi-afum nici casa, nici etajul. Trage și mai bine? Nu, noi îl facem. Am vecini care la fel. Grătarul este la Buzău. O să-l restaurezi. Dați-i viață. Ia-o, scocoșii. Aveți un super teren. Potențial de dezvoltare foarte mare. Ideal pentru activitate turistică. Ideal pentru o familie numeroasă. Ideal pentru ce vreți voi. Suntem în centru, faceți ce vreți voi. Oportunități și posibilități nelimitate. Sunt George Șeicaru, colega mea Elena Truță.
Vă invităm la vizionare. Curcanilor 45. Comision zero cumpărător. Nu uitați treaba asta. Comision zero cumpărător. Enjoy! Da, da, mă, asta e. Ok, deci garajul este ăsta. Trebuie să fii atent ce mașină ți-ai, că e iarba netunsă. Păi nu zic, e mișto. E mișto cu lemnul ăsta, cu așa, adică mie îmi place. Mie îmi place. Bine, nu-mi place la fel aici, de ce e diferență de nivel, de ce 530.000 de euro. Am găsit teren în Schei cu 80.000 de euro, trafă vreo 2.000 de metri pătrați, dar tot la fel era la urs. Și este aceeași problemă, că din Schei nu ai multe căi de ieșire. Știi, și vrei să-ți duci copilul la grădiniță. La aceeași oră cu toată lumea, știi, eu n-am serviciu. E cu toată lumea. 530.000 de euro. 7 camere, 2400 de metri pătrați, 272. Bine ai venit în casa unde te poți muta doar cu hainele. Suntem în living. Parterul are o bucătărie. Hall. Unde este televizorul? Unde e biblioteca? Unde pui tu trei cărți pe care le-ai citit? De ce nici o casă de asta nu citește? De ce nu citește nimeni? De ce nu citește nimeni în casele astea? O bucătărie în stil high-tech, cu frigider cu două camere, cu dulapuri foarte adânci. Nu zic, foarte mișto. Dulapuri foarte adânci, cine știe, cunoaște. Cuptor cu microunde, cuptor electric, mașină de spălat. Uite, aici, doamna, pe lângă faptul că e asortată și a sortat pantofiori cu costum. Costum, două piese, se vede un picuț de fundule, se vede că sunt pantalonii bine strânși pe ea, dar nu este cu pantalonii aia cu camel toe. La vase hotă. Loc de 6 persoane de luat masa. În cap 6 persoane în casa asta? Hai să vedem. Unde se ia masa? Debara. 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 Micuță, dar e Debara. Adică poți să arunci acolo chestii. Holul ăsta e foarte mare, foarte frumos. De aici avem o baie cu 3 piese. Duș modern cu geam, aerisire naturală. Și un avantaj. Garaj pentru două locuri de parcare. Cu uși. Foarte frumos. Electrice și cu geam, cu aerisire înalt. Încă o chestie. Păi în faptul că garajul e înalt și mai poți să faci aici un metru de rafturi care le accesezi cu scara, dar oricum e o chestie pe care nu o vezi frecvent. Deci aici cineva, aici a muncit. Și foarte o chestie pe care să o... Deci vedeți voi aici spațiul ăsta? Am văzut frecvent garaje în care nu puteai să deschizi ușile foarte bine. Trebuia trasă mașina, adică nu puteai intra cu mașina și să deschidă ambele persoane, să poată ieși ambele persoane din mașină. De aceea se lasă spațiul ăsta aici, să poți să deschizi ușile, să nu te chinui tot timpul. Bine, OSB-ul ăsta lăsat așa, putea să-i dea un alt pe el, dar mă rog, nu contează. Mașina cam de săraci. Casă 275.000 de euro cu mașină de săraci, mașină de tuns iarba de săraci. Și cu geam, cu aerisire naturală. Mai jos... Deci foarte frumos aici, din nou, spațiu de stocare, drăguț, drăguț. Avem beciul de 9 metri pătrați. Din garaj ajungem... Puneți o barieră. Puneți o barieră pentru că am văzut cazul și era să o pățesc și eu. Mai consum ceva și cazi în beci, aiurea. Bine, intrarea în beci nu pare că să aibă un metru, dar oricum, e bine că ai beci, poți să ții chestii la rece. Garaj, ajungem în foișor. În partea de spate avem... La fel, alea e mare, iarba, uite aici, iarba, se vede că iarba e un picuț aranjată. În curte de 400 de metri pătrați. Curte rezonabilă. Casa are la sol 169 metri pătrați. Avem 3 intrări în casă. Una din garaj, o intrare din spate și intrarea principală. Toate. Nu există copaci. Nu există copaci. De ce? Pentru că fac frunze și cine să le adune? Hai mă, lasă. Și trece așa. Aștept să cadă toate frunzele și păi te cioată cu mașina de tuns iarba și le adună pe toate. Și ți le adună și macerate, așa poți să le bagi într-un sac, să le pui la gunoi. De camerele sunt pe partea de sud, iar pe partea de nord avem garajul și intrarea principală. Avem 3 dormitoare, un dressing și o baie. Unul dintre dormitoare este transformat în birou. Aici începem cu baia. Camera... Nu arată rău. Și holul ăsta așa a lăsat loc să pui un... Să pui un dulăpior, să pui un... Apel, cum am zis, bibliotecă. Aici, pe lângă faptul că na, se vede un picuț vecinul, dar nu e problema. Caloriferele. Corect. Adică pe toată dimensiunea geamului.
a copilului, care va veni atașat cu un pat. Exact. Ce loc de joacă, birou. Asta o să dispară în timp. Asta e picuț, că n-are, deci este, este dormitorul copilului, dar n-are, nu e patul copilului? Camera copilului. Da, te zice camera copilului. Care va veni atașat cu un pat. Ok, dar dacă pui pat, nu mai are loc să joace. Li s-a rezolvat. S-a rezolvat spațiul din camera asta. Dormitorul matrimonial. Încă un dormitor. Mare, frumos, dar nu e șifonier în el. Care a fost transformat în birou. Mamă. Da, ok, merge până la urmă, da. A fost transformat în birou. Unde sunt prizele? Unde sunt... Adică, ce lucrează oamenii ăștia? Dau doar biroul ăsta meschin unde n-ai loc să întinzi picioare. Eu acum stau cu picioarele întinse. Stau picioarele întinse și încă n-ajung. Ok. Deci era pur și simplu o eroare și puteau să facă fie un birou, fie un dressing. Și au ales să facă birou. Doamne și domn, dressing-ul. Da, ok, hainele mele în cap aici. Dar e tot e mic. Tot e mic. Hai că mai pui, mai păcălești, mai pui pe ăsta. Și eu n-am haine multe. Dacă ți-a plăcut această casă, sună-mă pentru o vizionare sau pentru mai multe detalii. Se vede că s-a lucrat cu cineva. Se vede că s-a lucrat cu cineva. Că biroul ăla e mic și meschin și trebuia un picuț aranjat. Detalii. Că dressing-ul ăla e mic, asta e viața. Că dormitorul copilului, după ce pui patul, nu mai e loc de altceva, asta e. Trebuie să pui și lui un șifonier, trebuie să... Da, 275.000 mi se pare mult. Mi se pare mult pentru orice, chiar dacă arată bine, mai ales că nu e în Brașov, e în Izvor. Deci ca să, în caz că nu sunteți din Brașov, Izvorul este... Aici e Izvor, da? Deci eu stau aici, în Bartolomeu, și Izvorul e aici. Centrul este pe aici, pe undeva. E un picuț, dar mergi pe centurie, nu știu ce. Și este meschin, adică este... Trebuie să știu, sunt numai loturi mititele, rar mai găsești asta cu pans cu 400, e un lot mare. Și au început deja să apară rezidențiale între case. Am fost aici, v-am zis, deci am povestit, cred. Pe casa, pe strada asta, parcă, din ce an este asta? 2023, da. Deci astea nu erau construite. Deci am fost pe strada asta, Google Maps mi-a arătat că suntem pe o stradă, dar eu eram pe câmp. Adică eu țineam așa, mergeam până în spatele, mă țineam cu mașina de gardul ăstora, că strada asta nu exista, nu era asfaltat. Acum am mai asfaltat, văd. Și ne-am dus odată seara, mamă, și era full de mașini, deci nu e ceva. Legătura cu orașul este ok? La ora la care pleacă toată lumea nu este ok niciodată. Nu este ok. Pentru că ești departe de oraș. Hai, facem o chestie de asta, da? Punem mapa aici și facem directions. Hai să mergem la Coresi. 14 minute la ora asta. Leave now. Departat, 14.20 de minute. Hai să zicem, 7.30. 16.24 de minute. Uite ce omor este. Toată lumea pleacă la aceeași oră. Hai să zicem Coresi. Dar unde? Aici nu e școală. În chestia asta. Hai să zicem că e o școală pe aici pe undeva. Oameni dragi, astăzi am pentru dumneavoastră o casă cum n-ați mai văzut. Așa că rupeți-vă câteva minute din timp și haideți să vedem împreună această proprietate minunată. Au început, oameni dragi, au început să mă strâng chiloții, scuzați-mă. Priviți ce am de vânzare astăzi pentru dumneavoastră. O bijuterie arhitecturală. Sper să vă bucurați de aceste imagini cum m-am bucurat eu la filmare, pentru că suntem în zona Bragadiru, pe strada Parfumului și... Arată foarte mișto, arată foarte mișto. Avem un P+2 cu 1575 de metri pătrați de teren, o amprentă de... Avem un P+2 cu 1000 de curală. Sper să vă bucurați de acest... Asta e chestie de gust, nu? Că nu, nici nu mă așa, e doar ciudată, n-am mai văzut-o, dar mă rog, contează. Imagini cum am bucurat eu la filmare, pentru că suntem în zona Bragadiru, pe strada Parfumului... Deci, frigider. Și avem un P... E, întrebarea mea este de ce au o ladă frigorifică. În cazul în care rămâi blocat și trebuie să bagi mai multe chestii la congelator ca să le ai, să dezghizi ceva în caz că nu poți să ieși din mocirlă. Ai mei au chestia asta, la țară, dar la țară. P+2 cu 1575 de metri pătrați de teren. Mamă, 1500 de metri de teren, nu e rău.
Amprentă de 240 de metri, avem 382 de metri pătrați utili. Aici suntem la parter, unde avem... Știu pe cineva care și-a făcut casă. Casă din asta, cu living care se urce până la etaj. Ei n-au gaz și se încălzesc cu lemne. Cea mai proastă decizie a lor. Aici, să stai frumos, dar stai pe pietre. De ce n-ai pus o canapea aici, că stai la foc? Acest șemineu suspendat, nu întrebați cât a costat. Tot ce vedeți în aceste imagini este foarte, foarte scump. O pantă în formă de mel, una zona de machiaj și așa mai departe. Și mai avem și terasa exterioară pe care am ieșit. Vecinii sunt de calitate, vă arăt doar acest cadru ca să înțelegeți ce vecini avem. Suntem în zona Bragadiru, repet, așa arată de... Băi, este o casă foarte mare, nu mă interesează. Ziua bună, oameni dragi, eu sunt Cristi Priză, astăzi suntem în Chitila, județul Ilfov și pătrundem împreună în curtea celei mai recente case pe care am luat-o eu la vânzare. Haide să... Doamne, te-aș avea ca și client, te-aș... Da, trecem peste statuia asta, trecem peste burlanul ăsta, vai mama lui de burlan. Împreună în curtea celei mai recente case... De ce este burlanul aici? De ce? Și a doua chestie, de ce este plexiglasul ăsta aici? De ce? Că bătea un picuț ploaia? Ce? Vă lăsați papuci aici la ușă? De ce este asta aici? De... E oribilă! E oribil și din nou. Ce dracu e asta aici? Ce dracu? Pe care am luat-o eu la vânzare, haide să vedem împreună despre ce este vorba. Așa arată casa pe exterior, curtea de jur... Ok, asta da, nu sunt rele. Se puneau într-o vreme. Copacii ăștia... Trebuie udați pentru că n-au destul apă și trebuie făcut să crească, să până ceva. Până jur, până în capăt, acolo să mergem să vedem împreună. Aici este atât de mic spațiul ăsta și meschin, dar l-au lăsat pentru că avea nevoie să intre cu mașina în curte. Despre ce este vorba? Avem pavaj montat pe beton B350 cu plasă armată. Avem două cijmele, avem câinele pe care îl salut, dar nu o să rămână. Avem sistem... Aici s-a putut lăsa doar chestia asta. Și la fel, de ce ultima treaptă n-au demolat-o? De ce vreți să voi? Deci, e ceva în regulă aici. De ce au făcut treapta asta foarte mică? De fapt, toate sunt mici. Sistem de irigație. Avem... Avea balansor și în partea asta și în partea asta. Ce a jucat cu tomberoanele astea? Deci nu sunt tomberoanele astea la poartă. Și de ce sunt toți copacii? Din ce ani este chestia? Că pare veche. Pare veche cum am uitat. De ce sunt... Copacii ăștia mici toți sunt puși așa de băgați unii în alții. În garajul acesta pe care tocmai pun mâna, care este din... Uitați-vă și voi, deci este garajul, este decojit, deci casa e veche, de ce au plantat copaci tocmai acum? Și au intrat în garaj și din partea asta. Zotan galvanizat, pentru cei care se pricep, e pe structură metalică, are ușa automatizată. Uitați-vă și voi, deci copac aici, copac aici, e foarte aproape copacul și aici se vede că n-au udat iarba și au lăsat așa. Are și baie de serviciu. Hai de pana mea ce aici. Și de acolo, de jur împrejur, până acolo este... A, deci e un duplex. De casa și curtea noastră, 350 de metri pătrați de curte. Avem poartă cu intrare automatizată, avem sistem de supraveghere cu 5 camere. Costă ruleta din buzunar. Știți că o ruletă este cât dragă costă o ruletă. Mai povestești, când mergeți la vizionări, tot timpul ruleta în buzunar. Și măsurați cât are ușa asta. De ce în spate ți-ai făcut ușă de... 70? De ce ușa de 7? De ce ăsta de deasupra nu l-ai făcut, știu, cu 20 cm stânga-dreapta acasă? Știu, astea sunt un fel. Da, uite, sunt 4 persoane aici, pentru că sunt 4 papuci. Camere, avem gaze, curent trifazic, apă, canalizare, avem tot și deja am intrat în casă la parter. Casa este împărțită așa. Unde e televizorul? Sunt de televizor la parter. Parter, living, dormitor, bucătărie cu debara, baie, pantofar, lângă casa. Uite, este aici sub aer condiționat, scuzați-mă. Deci intrarea este asta și intrarea este asta până a intrat el. Deci holul este în sufragerie. Holul e în sufragerie. Scării, acolo este intrarea, bucătăria, baia, dormitorul și zona de living. La etaj este aproape asemănător, aici avem aparatul de aer condiționat. Vă spun și despre structura care... De ce credeți voi că sunt gecile astea aruncate aici? Fundație de 1,8, două plăci, placată cu polistiren. Și e și un birou aici, în sufrageria din hol. E și un birou aici. De ce e și un birou în sufrageria din hol? Și tablou aici, tablou aici, tablou aici. 10 cm. Geamuri cu 5 camere vechi.
Ca, credeți-mă, camera e... Ok, televizor pe perete, dar nu e șifonier. Camera, casa este foarte bine făcută. Avem BCA. Ah, ok, șifonier aici. Verbloc, avem beton armat B250, avem tablă coil profil. Repet, vreau și o să pun două cărți. Unde pun două cărți, domnul Priză? De ce nu citește nimeni? De ce nimeni nu citește? Vă spun toate detaliile dacă mă sunați. Momentan, haideți să intrăm în bucătărie, să ne apropiem de... Am văzut chestia asta și la casa anterioară și am uitat să vă zic. Când pui sticlă pe masă, știi, ăla e semn de eu nu vreau să spăl fața de masă. Fața de masă se spală, dă-o morții, se spală fața de masă. Fața de masă, nu trebuie să-ți fie frig. Câtă economie faci cu geamul ăla infect? Câtă economie faci? Trei plante aici, o sticlă de Pepsi și... Nu știu, pare că au stat oricât jumătate de ani, dacă stai, tot acoperi țevile astea. Tot acoperi, nu le lași așa, că să arată urât în bucătărie. Nu ne apropiem, că... Uitați-vă și toate astea, cât de încărcat este. De ce sunt toate astea aici? Pentru că e foarte mică bucătăria, pentru că nu au spațiu de stocare. Suntem la dietă. Da, uitați-vă și voi, este și mic platul și este și înghesuit. Suntem în bucătărie, unde vedeți acolo centrala și debaraua, spațiul depozitare despre care vă vorbeam. Debaraua? Nu. În bucătărie, spațiul depozitare în bucătărie se numește cămară. La parte... Unde este ăla de vase? Unde este suportul de uscat vasele? Pe care vă vorbeam. Și am deci corpul ăsta și l-au luat pentru că mai aveau chestii de stocat și nu se... Unde? Că nu văd. Repet, la partera avem living, dormitor, bucătărie cu debara, baie și pantofarul de lângă casa scării, așa arată bucătăria din cel... Și nu e uscător de vase. Atunci, haide să savurăm citatul ăsta. Oferă șansa fiecare zile să devină cea mai bună zi din viața ta. Super citat, sper să rămâneți cu el. Aici avem baia de la parter, o baie cu... Cinstit, aici cinstit. Două geamuri, aerisire naturală, foarte importantă la case și la apartamente, repet, în fiecare clip. Așa arată din celălalt unghi și haideți să mergem și la etaj. Infect de mic holul ăsta. La etaj avem așa, dormitor, living, baie. O cameră care momentan este bucătărie, depinde câte familii vor locui, puteți să o transformați încă un dormitor, într-un, iar mă bâlbâi, în... Aici mai e o bucătărie, nu, aici cred că ne coș de gunoi, pur și simplu strângeau că pleacă. Aceeași, uitați-vă câte înghesuite sunt toate astea aici. Încă un dormitor, aceasta este... Și mai mică și mai meschină bucătăria. Este bucătăria care poate fi transformată. Momentan stăteau părinții sus și copiii la parter și... Ah, ok. Na, fiecare are nevoie de bucătărie. Dacă se mută o singură familie, poate nu o să aveți nevoie de bucătărie sus. Dacă vă mutați două familii aici, aveți nevoie de bucătărie. Și minou de la am și eu. Bucătărie, oglindă de unde vă salut cu respect, bineînțeles. Baia de la etaj care este o baie cu cadă. Avem aer condiționat Mitsubishi de 12.000 și la parter și la etaj. Aici este dormitorul de la etaj, un dormitor mare cu dressing, cam tot ce trebuie pentru un dormitor, teren 350 de metri pătrați. Un birou aici în hol? Da, ok. Avem un proprietate și avem amprenta de 87, aerul condiționat și uitați-vă ce drăguț arată și zona de... Unde este televizorul? Scuzați-mă. Unde e televizorul? Și canapeaua asta, mă rog, poate pentru două persoane merge. Cea mai urâtă masă posibil... Living de la etaj. Casa este foarte drăguță, n-a fost construită pentru... Ah, ok, televizorul era pe partea asta. Pentru vânzare, este construită în 2019, prețul este 100... Ce urmează să spun nu este să șeimuiesc cu oamenii ăștia. Am mai zis chestia asta. Clipurile și părerile mele nu sunt ca să fac oamenii să se simtă prost. Clipurile sunt ca să înțelegeți voi la ce vă uitați și să... În momentul în care cumpărați, să vă uitați bine și să alegeți bine. Casa asta țipa sărăcie, casa asta țipa oameni care n-au avut bani și au făcut mermeleală. Pentru că asta este dacă s-a făcut în 2019, este mermelită. Ce înseamnă asta? Că dincolo de ce vedeți voi, holul mic, aranjarea asta extrem de stupidă, unde este chestia asta, nu-i problemă. În 2019, a fost construită pentru... Da, aici face o ușă. Din BCA, rapid, serios, astea sunt mici probleme.
Întrebarea mea este și mirarea mea și frica mea este întotdeauna aceeași. Dacă au mermelit chestiile astea la vedere, ce au mai mermelit când au făcut care sunt și nu se vede? De asta, când vine și spune, 170.000 de euro, da, dar vă dau eu 120, lăsați așa. Dacă din ce se vede îmi dau seama că e nașpa, ce nu se vede trebuie să iau o plasă de siguranță. Pentru vânzare, este construită în 2019, prețul este 170.000 de euro, vă aștept la vizionare, aveți grijă de voi, pa! Da, cum e fundația, cum e structura, cum e instalația, cum e nu știu ce, știi? Dacă vezi două, trei chestii care sunt off la ce se poate vedea, înseamnă că ceea ce nu se poate vedea este sperie, știi? Că toată lumea zice același lucru. Nu, că am făcut, că am băgat, că am nu știu ce. La fundație am făcut toate bine, la structură toate bine. N-am mai avut bani la final și de-aia am mermelit totul. La ce se vede totul e mermelit, ce nu se vede este cel mai bun. Putem să verificăm? Păi nu. La doar 6 km de centrul orașului și în cele ce urmează o să-ți prezint o casă. 6 km de centrul orașului, în linie dreaptă. Ia să ne, cât înseamnă 6 km de centru? De aici până aici. Câți km sunt? 6 km, vedeți? Ceea ce înseamnă că este, ca să înțelegeți, asta e centura orașului. Deci e probabil dincolo de centură. Absolut superbă, care a fost construită, amenajată și decorată cu foarte mult bun gust. Enjoy! Da? Deci asta întreținută, vedeți? Întreținută, cineva lucrează o grădină, copaci înalți, da? Deci copaci înalți, cineva a plantat copaci și sunt răsfirați. Trebuie un pic mai, da, mă rog, după gust. Da, are copaci înalți, cineva a plantat copaci. Decorată și decorată cu foarte mult bun gust. Enjoy! La intrare avem holul. Frumos aici să-ți lași cheile, să-ți lași nu știu ce, să pantofar, să te uiți un picuț în oglindă înainte de a pleca. Un living generos cu dining. Televizor mare, frumos, da. Exact. Televizor pus față în față cu canapeaua ca să te uiți. Bucătăria complet utilată și mobilată. Cam micuță, da, ok. Așa cum am menționat anterior, casa face parte din categoria caselor de lux. Haideți să vă arăt primul dormitor. Ați văzut, da? Parchet. Deci intri pe parchet. Da? Nu e nimănui teamă că murdărești un picuț. Aici este al doilea. N-avem noi bani de chestia asta, hai să ne uităm că ne facem sânge rău. Ionuț, sincer, nu înțeleg raționamentul. E casa amenajată ok. Care e motivul de hate aici? Că a fost o casă conform bugetului sau what? Unii au mai mult decât alții. Ionuț, nu. Te referi la casa dinainte aia prezentată de priză? Ți-am spus. Nu e nicio problemă. Problema apare la vânzare. Când tu trebuie să cumperi, te uiți la preț și te uiți la erori și spui. Bă, nu e ceva ce nu e bine. Scopul nu este să-mi bat joc de casă, nu folosește nimănui, nici mie, nici vouă, nici lor. Scopul este să vă arăt vouă niște chestii la care să vă uitați și voi să luați decizia. Pot să stau în casa asta sau nu pot să stau în casa asta? Vreau să o modific, pot să o modific și așa mai departe. Știi, pentru că una este să o cumperi, știind că poți modifica și vii cu mesea și spui, aici am trageți o ușă, aici am face o ușă, aici peretele ăsta, aici... Crede-mă, deci eu am, când am cumpărat casa asta, una dintre modificări pe care am făcut-o a fost să sparg niște pereți. Și am, de pildă, în baia de jos, am două băi jos, dar una e cameră tehnică. În baia de jos am mutat-o cu 20 cm. Mai s-o măresc, pentru că aveam holul mare și inutil și baia mică. Și am spus, da, nu e ok. Ce avem aici? Pe avem rigips, dăm jos, punem becea. Simplu.